Bună ziua, sunt primarul Comunei Plopșoru și vă urez bine ați venit în Comuna Plopșoru. Vorbim astăzi despre Comuna Plopșoru. Știți că e o comună mare, frumoasă, alcătuită din oameni harnici, muncitori, comună bogată, avem cu ce ne lăuda. În ultimul timp, în Comuna Plopșoru se realizează o serie de investiții, precum sistemul de canalizare satele Olar, Plopșoru, Sărdănești, Văleni, modernizare drumuri Sătești, satele Olari, Plopșoru, Sărdănești, Văleni, modernizare drumuri agricole. Aici am al treilea proiect pe drumuri agricole finanțat din fonduri europene. Nu mai vorbesc de cele trei sisteme de alimentare cu apă potabilă, că avem apă potabilă în toată comuna. Avem proiecte lansate și așteptăm finanțarea, aici depinde de guvern, cum va aloca fondurile în viitor și pe ce criterii. Sunt proiecte pentru jumătatea de sud a comunei. Avem modernizare drumuri Sătești, satele Izvoarele, Ceplea, Broșteni, Cursarul Broștenii de Sus. Sistem de canalizare, apă menajeră, satele Izvoarele, Broșteni, Izvoarele, Ceplea și mai departe până la Broștenii de Sus. Dorim să construim 3 terenuri sintetice. Acum câteva ședințe, Consiliul Local a aprobat construirea acestui teren în satele Izvoarele 1, în satul Piscuri și de Leni 1, în satul Olari, încă un teren sintetic pentru a crea posibilitate ca tineretul din Comuna Plopșoru și elevii din școlile din Comuna Plopșoru să-și desfășoare activități sportive pentru o dezvoltare armonioasă a copiilor noștri. Știți cum se spune? Mens sana in corpore sana. Avem de gând de asemenea să depunem un proiect de finanțare pe viitorul program pe măsura 4.3 la AFIR. Se va lansa o nouă măsură de drumuri agricole și cu toate că unii sunt puțin critici la adresa mea pentru că tot construiesc drumuri agricole, deja am 36 de kilometri până acum, dar e o comună mare, are 8.000 de hectare. Și pe drumurile agricole construite și modernizate, cetățenii au posibilitatea să se deplaseze la fermele lor, la culturile pe care le înființează în extravilanul localității, iar în viitor chiar vrem să facem și sisteme de irigații pe lângă aceste drumuri modernizate, să creăm posibilitatea cetățenilor din Comuna Plopșoru să-și dezvolte fiecare câte o afacere în domeniul agricol și să nu mai plece în străinătate să lucreze la străini. E păcat. Avem de asemenea drumul comunal DC48 pe care vrem să-l reabilităm pentru că are câteva degradări mai deosebite. Acest drum a fost construit tot de mine prin programul SAPARD, primul program al meu, în anul 2003. Au trecut ceva ani de atunci și normal că necesită o modernizare ca să-l punem în stare de viabilitate așa cum trebuie. Avem în intenție să construim de asemenea un vârful curmătura acolo sus, o biserică ortodoxă. Zona e frumoasă și va fi o biserică frumoasă. Avem, de asemenea, depusă cerere de finanțare pentru realizarea unui sistem de gaze naturale în Comuna Plopșoru. Am făcut studiile de fezabilitate, am realizat cererea de finanțare și, de asemenea, așteptăm să vedem ce se întâmplă și cu programul național PNRR din fonduri europene și să vedem dacă măsura de realizare sisteme de gaze naturale în Comuna Plopșoru și în comunele din România este posibil să fie finanțat din acest program. Ați văzut și dumneavoastră că Comisia Europeană ne-a respins această măsură de realizare a sistemelor de gaze. Probabil să nu le consumăm noi românii, să le dăm mai departe. De asemenea, vreau pe această cale să transmit cetățenilor Comunei Plopșoru un Paște fericit, să fie sănătoși, fericit, plin de belșug în casele lor și multe, multe bucurii. Doamne ajută!